Ce înseamnă pentru noi în zilele noastre mâncare jertfită la idoli de care trebuie să se ferească orice creștin? Asta e întrebarea la care răspund azi. Hai să dau citire întrebării. Eu sunt pastorul Vasile Filat, pentru cei care mă vedeți prima dată, și păstorez Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebări din Biblie. Iată, așa întrebarea am primit. Pace, domnule pastor, vă urmăresc de multă vreme și apreciez dăruirea cu care slujeți în câmpul evanghelic. Dumnezeu să vă răsplătească o steneală. Vin și eu cu o rugăminte la dumneavoastră dacă îmi puteți răspunde la o întrebare. Ce înseamnă mâncarea jertfită idolilor? Și care ar fi în zilele noastre posibilitatea de a fi puși în situația să mâncăm o astfel de mâncare? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Da, Păi, hai să deschidem 1 Corinteni, capitolul 10, pentru că în tot capitolul acesta, tocmai despre asta discută Pavel. Și atunci să trecem prin capitolul acesta 10 din 1 Corinteni și să vedem cum se aplică el la situația noastră. Înainte ca să încep a citi capitolul, vreau să vă spun că să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi trăim într-un context unde nu suntem prea des confruntați ca și creștini cu astfel de situații, cum ar fi în alte țări. Deci noi mai puțin suntem confruntați cu astfel de contexte și iată aici scrie așa. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, Pavel vorbește despre cei care au ieșit din robia egipteană și s-au pornit spre Canaan, au ieșit cu Moise. Totuși, zice, cei mai mulți din ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu și din pricina aceasta au perit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nou drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și mai departe spune ce au făcut ei, cum au căzut oamenii aceștia. Deci au ieșit din Egipt, s-au pornit spre Canaan, dar n-au ajuns acolo. Zice, să nu fim închinători la idoli ca unii din ei. Deci, idolatrie a fost pricina majoră pentru care ei n-au ajuns în Egipt. Zice, să nu fim închinători la idoli ca unii dintre ei. După cum este scris, poporul a așezut jos să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Deci moabiții, fetele moabitei au poftit pe ei, moabii, au pus la cale un plan, de fapt Balam a pus planul ăsta. Și l-a învățat pe Balac și apoi au făcut un plan că i-au chemat pe bărbații israeliți, i-au chemat la o sărbătoare să se închine idolilor. lor. S-au închinat idolilor, i-au hrănit, apoi au băut, i au jucat, după aceea i au curvit și iată așa, într-o singură zi au murit 23.000. Deci să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au perit prin șerpi, să nu cărtiți cum au cărtit unii din ei. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Pentru că așa s-o fi crezut aceia care au acceptat invitația. Credeau că nu, nu pe ei merg acolo, dar ei știu cum să, ei știu limitele. Vor merge ei la sărbătoarea aceea pentru idol, dar știu ei limitele ca să nu treacă limitele. S-o fi gândit așa și zice, ei uh, au crezut că stau în picioare, dar au căzut și n-au mai ajuns la destinație. Așa că la versetul 14 spune de aceea, prea iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idol. Gata, intră în subiect direct. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecat. Judecați voi singuri ce spun, zici. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Se referă la cina Domnului, la care luăm noi parte. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Da, bineînțeles. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jertfesc, neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. a. Ah. Deci, ce vrea să zic aici? Că dacă iau parte la mesele cele, și asta era în lumea aceea, era un context foarte idolatru în Imperiul Roman, la, la vremea asta. Și atunci, creștinii, deci, tot felul de temple în jur. La templele astea se fac mese, oamenii sunt invitați, se Iată, Chiar acum mi-a venit în minte o scenă când eram în Nepal. Eram cu Tica în Nepal și am mers să vedem acolo în Kathmandu, templul cel la Pashupati, unde templul hindus. Eu am vrut să vedem cum arată un templu hindus, cum e închinare la templu și hindus, ne uităm așa dintr-o parte. Dar când am ajuns acolo, erau mulți, stăteau așezați, mulți oameni și ei mâncau. Și toți pe lângă care treceam, ei, ei ne pofteau. Evident că ei au să închine la idolicea. Deci dacă noi acceptam invitația lor, înseamnă noi, așezându-le cu ei la masă, asta însemna ca să fim împărtășeie cu, cu idolice, pentru că mâncarea cei era închinată acolo. Și le transmiteam lor un mesaj. Lor le transmiteam un mesaj că noi acceptăm idolice, pentru că acceptăm închinarea lor, închinăm, nu așa ceva, nu putem. Noi putem să le vorbim la oameni despre Domnul Isus Hristos, dar nu putem accepta așa ceva. Ei, iată, zice... Da. Așa zice că un idol nu nimic. Dar spune Pavel aici că uh, vorbește despre draci. Despre draci că zice în spatele la toate închinarea asta este draci și el zice eu nu aș vrea ca voi să fiți în părtășire cu dracii, zice. Așa aș spune aici. Uh nu puteți bea paharul Domnului și paharul drașilor. Deci ce clar, categoric le spune Apostolul Pavel aici, că ei nu pot accepta invitațiile astea la mesele religioase, la închinările este religioase, care numai decât erau asociate cu masă, cu stăteau la mese, mese închinate idolilor. Nu, poate un creștin merge acolo. Acum Pavel merge mai departe. Deci toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Deci cum ar fi în cazul ăsta, cum iesele închinate idolilor? Că ăsta se gândea, da, ce, că eu știu că un idol nu e nimic și eu mă duc să mănânc că nu, are nimic, nu e un idol, nu există un idol, dar gândește foarte bine ce efect are asupra mintea celui care se închină la idol, ce crede el. El când vede că te-ai așezat cu el la masă, el înțelege că ai acceptat idolul lui și tu tot te închin la idolul lui și tu dai valoare idolului lui. Asta el înțelege. Um. Uh, da, Apoi, mai departe, Apostolul Pavel zice așa, la versetul 25. Să mâncați din tot ce se vinde la piață, fără să cercetați ceva din precina cugetului. Căci a Domnului este pământul și tot ce cuprinde. De ce? Că la piață, după ce carnea asta a fost jertfită la idurile lor, după aceea, carnea o duceau la piață. Carnea o duceau la piață. Acum spune la piață când vine un creștin, nu întreabă carnea asta a fost jertfită idolului sau nu a fost jertfită idolului. Nu vrea să spună că nu cercetat dacă carnea asta are vierm sau nu are vierm. Nu, nu, nu despre asta vrea să spună. Cercetează, este curat, este bine, e sănătos, asta, da, dar vrea să ți spună nu cerceta dacă ea a fost cumva sacrificat într-un templu, un idol sau ceva, sau n-a fost sacrificat. Nu. nu. Atât timp cât ei nu bag nicio idee religioasă aici, nici noi nu cercetăm nicio idee religioasă. Zice că Domnul este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Și el nu dă nicio greutate și nicio importanță religioasă mese. El vă chemat la masă să aveți o părtășie cu el, gata, mergeți, totul bine. Nu aveți probleme aici. Dar, zice, dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolului. Și asta poate fi la piață. La piață se poate spune vânzătorul, ia carne, carne, asta a fost jertfit idolului, cu unii și mai dau valoare, așa, că a fost idolului. Deci, dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost să nu mâncați, deci nu poți cumpăra nici de la piață, nu poți să mănânci nici la masă cu omul celălalt, nu mânca. Din pricina celui ce v-a științat și din pricina cugetului lui. Cugetul lui. Pentru că Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el și tot ce cuprinde el. Adică el să înțeleagă că tu te închini lui Dumnezeu, nu te închini dorilor și nu accepti dorilor. Deci vorbesc aici, zice Pavel, de cugetul vostru. Nu de, nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Deci, dacă, de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul cu el va crede că tu accepti idolul lui și te închini la idolul lui. Dacă mănânc, zice, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care îmi mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu și să nu fiți pricine de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum zice Pavel și eu, mă că în toate lucrurile să plac tuturor căutând nu folosul meu, ci celor mai mulți ca să fie mântuiți. Deci, iată, asta este un principiu după care ne conducem noi. Pe noi ne interesează foarte mult cugetul celuilalt, ce cred el, ce înțelege el și noi nu vrem cumva în cugetul lui el să creadă că noi ne-am lepădat de Dumnezeu și că noi dăm cinste idolului lui. Cum v-am zis, mulțumim Domnului, în contextul nostru, în Republica Moldova, în România, noi nu avem, avem astfel de situații, pentru că noi suntem într-un context creștin. Și nu sunt mese care sunt închinate idolilor. Acum, da, știu că buni oameni spun că mesele este de pomenire pentru morți, ele sunt închinate idolilor. Și da, pot fi acolo anumite elemente care, care ar însemna că noi ne lepădăm din învățătura sănătoasă a Mântuitorului și acceptăm, trecem la o altă învățătură. De aceea, pentru noi este important să clarificăm. Deci, ori de câte ori, ori de câte ori bagă elementele este religioase, pentru noi este important să clarificăm ce înseamnă, ce înseamnă lucrul acesta. Și iată, de exemplu, știți, când se dă de pomană, pomană, cuvântul ăsta pomană din limba rusă, limba slavonă, înseamnă amintire, pomană înseamnă amintire. Deci asta a fost intenția când au dat inițial. Dădea în amintirea cuiva. Când făceau masă de pomenire, masă de pomenire, masă de amintire și dădea în amintirea acelui om anumite lucruri sau ceva ca să-i păstreze amintirea celuilalt. Azi, unii pun sensul că dacă dă lucrurile cele, ele ajung, ajung la cel care e murit. Și el trăiește cu o concepție greșită, o concepție care îl împiedică pe el să înțeleagă Evanghelia. Noi, ca și creștini, trebuie să clarificăm lucrurile astea și să le explicăm. S le explicăm omului. Lucrurile astea nu ajung nicăieri. Dacă îmi dai pentru o amintire, pentru persoana aceea, îmi dai numele Domnului, ca și o amintire pentru persoana aceea, da, este bine, dar când zici de suflet, ce vrei să ce înțelegi prin asta de suflet? Dacă spui că îmi dai de sufletul cuiva, sper că nu înțelegi că lucrurile ăsta ajunge acolo, că nu poate să ajung la el. Dacă îmi dai de suflet în sens că el vrei să fie pentru amintirea lui, păi deja îmi spui pentru amintirea omului. Deci faptul că discuți cu omul ajuns tocmai ai un prelej ca să-i explici omului bine din Evanghelie. Sau, iată, apropo, cu colacul ăsta și columnarea care, care se dă. Noi nu, nu știm și foarte mulți nu știu care e semnificația colacului ăsta când se dă culumnarea, când îl dădeau ei la început, când porniți de-a lungul, cum inițial s-a pus un sens în, în asta. culacul ăsta simbolizând pâinea vieții pâinea vieții pe Domnul Isus Hristos, faptul că colacul este rotund, însemnând veșnicia și lumânarea aceea cu lumină în lumânare. Și toate astea sunt niște dorințe pentru cel care o plecat, o plecat din viață. Dorință ca el să aibă pâinea vieții, să fie la Domnul Isus, să aibă viața veșnică cu Domnul Isus, să aibă lumină, să fie în lumină. Asta erau dorințe pentru el ce în sens nimic în asta, nu știu, pur și simplu îl dau și că așa au făcut, că așa am apucat de la părinți, că așa, păi atunci, tocmai dacă te-ai nimerit într-o situație de asta, eu cred că înțelept este să-i ajuți pe oameni să, să le îndrepti privirile la ceea ce este adevărat, să folosești tocmai ca și un prilej pentru a-i ajuta să înțeleagă mesajul Evangheliei. Și nici într-un caz, nu pentru, nu neacceptând închinarea la idoli, dar, deci nu, nu, și nu cred că asta poate fi calificat ca și închinare. Este simplu confuzii, foarte multe confuzii care oamenii trebuie ajutați să înțeleagă adevărul Evangheliei și să le spunem adevărul acestea din Evanghelie. De altfel ați văzut că și eu mai profit de anumite situații tocmai pentru a prezenta adevărul din, adevărul din Evanghelie care nu sunt cunoscute și ele pot fi, făcute, pot fi prezentate în felul acesta ca oamenii să fie ajutați, să înțeleagă Bine, însă noi trebuie să vegem ca să nu niciodată, să nu punem în mintea unui, om, să întărim în mintea unui om un ceva, un, un lucru care îl crede el și care vine împotriva Evangheliei. Asta e principiul care este și nu cumva pentru ca să ne iasă nou bine la socoteală, să nu ne punem rău cu cineva sau nu știu cum să ne iasă bine la socoteală, să trecem peste asta și să lăsăm ca să fie rănit cugetul cuiva, să întărească în cugetul cuiva ceva adevăruri care sunt contrare învățăturii Evangheliei. Asta este prin ca și principiul general. Altceva? Eu nu știu, eu în Republica Moldova n-am întâlnit oameni în care se închină la idol, o fie, poate o fi, poate o fi, dar dacă ei te cheamă sau îți oferă un anumit lucru și îți spun că a fost jertfit idolul, îți spune categoric că îl refuz. Categoric refuz lucrul acesta tocmai din pricina cugetului lui, ca să nu înțeleagă el cumva că tu recunoști idolul lui, că dai vreo importanță idolului și el să înțeleagă bine că asta o faci din pricina că crezi în Dumnezeu, Dumnezeu cerului și a pământului, creatorul, cel care a creat, cel care stăpânește și să ajuți și persoana aceea să-L cunoască pe Dumnezeu. asta e scopul, ca să ajuți persoana aceea să-L cunoască pe Dumnezeu adevărat. asta e răspunsul meu. Vă invit pe dumneavoastră la comentarii. Apropo, dați un like dacă v-a fost folositor acest video, ca să ajungă să-l asculte și -a alții, să le fie folositor și -a alții, distribuiți mesajul acesta, iar la comentarii scriți dacă cunoașteți dumneavoastră anumite situații, anumite împrejurări pe care le considerați că sunt închinare la idoli și un creștin trebuie, un creștin din România, din Republica Moldova, ar trebui să fie foarte atent cu privire la aceasta. Poate dumneavoastră cunoașteți anumite lucruri pe care noi nu le cunoaștem și trebuie să fie semnalate. Iată atât. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pace mult.